Și în bisericile și mănăstirile Arhiepiscopiei Dunării de Jos, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de pomenire a eroilor din decembrie 1989. Înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian i-a pomenit în cimitirul Eternitatea pe cei care s-au jertfit în urmă cu 32 de ani. La slujba de pomenire, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, au participat autorități locale, militari, jandarmi, membrii familiilor celor decedați în decembrie 1989, reprezentanți ai asociațiilor locale de revoluționari, veterani, precum și credincioși. În chip cu totul special, cinstirea tinerilor eroi de la Revoluția din 1989, în cadrul grijii deosebite a Bisericii pentru cei din morminte, ocupă un loc aparte, îndeosebi, pentru Biserica de la cimitir, pentru primărie și pentru familii. Să ajute Hristos Domnul ca această pomenire a eroilor tineri să înscrie în continuare în cultul Bisericii noastre actul de recunoștință și mai ales mesajul care să rămână pentru toate generațiile, mai ales tinere, mesajul tinerilor, și anume iubirea lui Dumnezeu în viața noastră a tuturor, de la tinerețe, continuând toată viața, și mai ales păstrarea darului sfânt al libertății prin credință față de jertfelnicia, de entuziasmul în care se regăsește o mare iubire pentru om, pentru Dumnezeu, pentru neamul nostru și pentru credință. Acești eroi ne aduc aminte în fiecare zi că nicio jertfă nu e prea mare atunci când vine vorba de cel mai de preț lucru pe care oamenii îl au, și anume libertatea. Și de memoria dumnealor trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi și să ne spunem nouă că nimeni nu ne poate fura niciodată, indiferent de cât de grea este situația sau sistemul în care trăiesc oamenii, că libertatea nu le poate fura absolut nimeni. După slujba de pomenire a avut loc ceremonialul depunerii de coroane la Monumentul Eroilor. În continuare, ierarhul le-a oferit daruri rudelor eroilor. Astăzi, la 32 de ani de la Revoluția din decembrie, putem să spunem că suntem liberi, că putem să ne exprimăm liberi datorită celor care cu trupurile lor au făcut scut pentru ca noi să ne bucurăm de exprimare, de libertatea pe care o avem astăzi. Cinste lor și să le păstrăm un pios omagiu celor care astăzi sau cărora datorită astăzi suntem liberi și putem să trăim într-o țară liberă. La final, ierarhul a pomenit în Biserica Adormirea Maicii Domnului din cadrul cimitirului pe toți eroii Revoluției din 1989, înmormântați în acest cimitir gălățean, în prezența autorităților locale și a rudelor eroilor.